Bună ziua! Astăzi despre legile justiției. Dar haideți să ne amintim un pic cum am ajuns până aici. În toamna lui 2016 a fost campanie electorală pentru parlamentare și PSD-ul a îmbrobodit poporul cu un program numai lapte și miere. Și au câștigat alegerile și au ajuns la guvernare. Dar a urmat cu totul și cu totul altceva. A început asaltul asupra justiției din partea PSD. Atunci, probabil vă amintiți, la începutul anului 2017, au venit cu acea infamă ordonanță de urgență a Guvernului 13. Acea ordonanță am reușit să o oprim împreună. Sute de mii de români de bună credință au protestat atunci în stradă pentru acest lucru. Asaltul s-a mutat în Parlament. Iar rezultatul demersului parlamentar de modificare a legilor justiției a ajuns acum și în faza în care se cere promulgarea acestor legi. Procedura originală, ca să nu mă exprim altfel, graba lipsită de orice justificare și modul autoritar în care s-au desfășurat dezbaterile parlamentare au determinat în final foarte multă neîncredere. Reforma justiției, cum este clamată de PSD, este în continuare contestată de asociațiile profesionale ale magistraților și trezește mari îngrijorări ale partenerilor externi. Nu putem să asistăm pasiv la o rescriere din mers a Constituției. Într-o democrație autentică, separația puterilor în stat înseamnă colaborare constructivă pentru realizarea interesului public, respect reciproc între instituții, dar mai ales echilibrul și controlul reciproc dintre acestea. Legile justiției au rol esențial în punerea în aplicare acestor principii. Întregul pachet legislativ a fost adoptat de Parlament, atenție, într-o săptămână și apoi, natural, au fost necesare mai bine de 4 luni și 3 decizii ale Curții Constituționale pentru a corecta unele prevederi. Toate acestea dovedesc faptul că rezultatul deliberărilor parlamentare ar fi avut de câștigat dacă textele ar fi fost mai bine fundamentate și pe larg dezbătute. Mă voi referi așadar în continuare la cele 3 legi. Este vorba de legea 303 din 2004, referitoare la statutul magistraților, legea numărul 304 din 2004, referitoare la organizarea judecătorească, și legea 317 din 2004, referitoare la organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, chiar dacă ele vor ajunge pe rând la promulgare. Constat, chiar de la început, că ele nu sunt deplin adecvate nici cadrului constituțional intern și nici
standardelor europene în materie. Unele dispoziții ale legii de modificare a legii numărul 303 din 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor au fost declarate neconstituționale în două rânduri. Cu toate acestea, chestiuni referitoare la integritatea o răspundere a magistraților contravin în continuare Constituției, iar statutul procurorului este mult fragilizat. Legea numărul 304 din 2004 privind organizarea judiciară a venit deja la promulgare și am constatat că în forma în care a ajuns, după ce a fost odată reexaminată de Parlament, încă mai ridică probleme. Noile reguli privind admiterea în magistratură pot avea consecințe importante asupra funcționării instanțelor cu riscul de a bloca actul de justiție. Apoi, sunt create noi structuri menite nu să eficientizeze justiția, ci să timoreze magistrații. În paralel, sunt eliminate garanții ale independenței organizatorice a justiției prin creșterea rolului ministrului justiției în detrimentul CSM. Nici legea numărul 317 din 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii nu are o redactare mai fericită, căci ea instituie o segregare a garantului independenței justiției prin transferul masiv de atribuții de la plenul CSM la secții, probabil după dictonul divide et impera. În mod evident, în forma în care se prezintă acum, pachetul legislativ de modificare a legilor justiției nu corespunde nici exigențelor unui stat de drept și democratic, așa cum Constituția României proclamă emblematic în articolul 1, și nici așteptărilor românilor care își doresc o justiție independentă, bazată pe lege și neinfluențabilă. Am decis ca atare să trimit întregul pachet înapoi la Curtea Constituțională și în paralel să sesizez Comisia de la Veneția. De aceea, fac un apel către Curtea Constituțională de a nu se grăbi și a conlucra cu organismul european care contribuie de aproape 30 de ani la dezvoltarea unui patrimoniu constituțional comun în Europa și care sprijină statele care doresc să pună structurile juridice și instituționale în acord cu standardele și bunele practici internaționale în materie de democrație, preeminența dreptului și a protecției drepturilor omului, inclusiv prin acordarea unui sprijin constituțional de urgență. Sunt convins că judecătorii Curții Constituționale își respectă statutul de garant al supremației legii fundamentale și de apărători ai democrației prin drept, astfel încât vor avea toată deschiderea pentru un demers care își propune să asigure respectarea în România a principiilor și valorilor democrației europene. După ce Curtea se va exprima asupra acestor chestiuni, voi face o nouă analiză a legilor și voi decide atunci dacă se impune o reexaminare. Vă mulțumesc!